Au fost făcute descinderi în forță la o rețea de traficanți și firme care au adus peste 1000 de migranți în România, sub parabanul unor contracte de muncă. Este vorba despre 60 de descinderi în Timiș, în alte 5 județe, dar și în București. Bilanțul este unul uluitor. Peste 1000 de persoane au fost aduse în țară de la începutul acestui an, sub pretextul unor angajări la diferite firme, însă scopul acestora a fost acela de a ajunge în țări din Occident. Sub coordonarea Icot caraș severin 67 de percheziții se desfășoară simultan în Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor, Argeș, Sibiu și în București. Vorbim despre cea mai mare operațiune de combatere a migrației ilegale de la începutul acestui an. Potrivit anchetatorilor, 2000 de persoane ar fi beneficiat doar în acest an de serviciile grupărilor de traficanți. Majoritatea transporturilor au fost depistate în punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. Perchezițiile au loc atât la persoane fizice cât și la diverse firme. Peste 70 de persoane ridicate în această dimineață vor ajunge la audieri la sediul Dicot din Reșița. Gruparea care aducea în România migranți cu acte false de muncă era condusă de un fost angajat, MAI.